chiar dacă ploile din acest început de vară le-a cam stricat planurile celor care își programau vacanțe în această perioadă, există și turiști care vin să se relaxeze și să lase deoparte grijile. Unii dintre ei au poposit chiar pe plajele din Năvodari, unde din acest an se pot bucura și de o promenadă construită după modelul mult mai celebrelor zone de plimbare din Barcelona, Valencia sau Rimini. Am fost undeva vreo 5-6 ani în urmă. Schimbări sunt foarte multe, mari schimbări sunt, e frumos, e amenajat, se face alee, se face bine, adică iluminare cu baterii solare, văd că este, da, mișcări sunt, e foarte frumos, e bine, văd că plaja e normală, e curățită. Mie îmi place, adică trebuie să se dezvolte până la urmă, nu? Și noi să vină cât mai multă lume la mare și tot așa. Acolo e super aglomerat. Bine, era mai liber aici, dar... Unii dintre turiștii care vin în fiecare an la Năvodari să se bucure de mare și soare o fac pentru că zona este mult mai liniștită și pot practica diverse sporturi nautice. Noi facem sport. Ai venit cu copii, cu familie? Cu familie, da. Obișnuit te aduceți să vin aici la Năvodari sau s-a întâmplat? Aici vin de 10 ani. De ce? Înainte era mai liber aici, era mai puțină lume, șezlonguri mai puține, ne putem desfășura cu caitul. Asta este motivul principal. Și mai e liniște. Alea de promenadă are o lungime de aproximativ 5 km și se întinde de la Hanul Piraților până în zona digului de sud. Construcția s-a efectuat pe bani europeni și a costat 27,7 milioane de lei.